Ne-am cunoscut în Celestica. Țin minte că îl văzusem și recunosc că l-am remarcat, dar el pe mine nu. Și într-o dimineață m-a salutat. Și după aia a început să-mi scrie pe chat, un chat intern care l-avem noi. Atunci am zis că să-l caut pe Facebook și să văd dacă pot să aflu ceva despre viața lui personală. În loc să mă uit la numele lui, am dat cerere de prietenie și nu mi-a venit să cred ce am făcut. Și așa a început povestea noastră. Am trecut vreo 2 săptămâni, dacă mi-aduc aminte. Și atunci am invitat-o la alergat. N-am vrut să o chem la suc, am vrut să văd reacția ei. Și acum îmi amintesc, pe malul Crișului era foarte frumoasă. Și atunci am petrecut câteva ore împreună și atunci am zis deja că e un băiat sigur pe el, dar am zis că nu mă las. Văd în ea lucruri care sunt importante și mă atrag. Cel mai mult îmi place de ea când zâmbește. Sunt convins că ea e jumătatea mea. Familia e pe primul loc pentru mine și orice lucru sau orice problemă avem, cu siguranță o să trecem peste împreună. După prima săptămână am venit acasă și i-am zis la mami că cred că el îi. Mami mi-a zis că ne ajută. Sunt sigură că o să fim foarte fericiți și mă faci foarte, foarte fericită prin tot ce faci pentru mine și pentru cum ești tu.
îmi place că, în primul rând, el este prietenul meu cel mai bun. El este prietenul meu cel mai bun. Pot să discut cu el orice.